Dragilor, haideți să vedem cum drapăm mâneca acum, cum o facem ca să arate ca o floare, da? Deci mâneca este montată, avem prinsă pe dedesubt și acea dublură de care o să prindem la final după ce ne facem ornamentul. Pentru că aici prima dată o să începem să facem ornamentul și prindem doar straturile între ele, straturile deasupra. La final, după ce avem ornamentul, vom prinde și ornamentul creat de partea aceea de susținere de sub în anumite puncte, astfel încât mâneca noastră să nu se deformeze. Deci prima dată lucrăm pe partea de deasupra și prindem straturile între ele. Și cum vom face? Vom începe să faldăm, dar ne uităm faldarea asta să ne vină frumos și din față, și din lateral, și din spate. Da? Deci trebuie să avem tot timpul în vedere toate părțile. Nu doar să ne placă din lateral și să ne arate bine în față. Și atunci acum eu, de exemplu, fac în următorul fel când încep. Îmi iau așa, aici, exact în poziția unde este umărul, unde și la jumătatea mânecii, și încep și îmi fac așa o foldare. O foldare, uite, prind între ele straturile de material și îmi pun un ac, exact aici unde vine poziția umărului. Și cât este această foldare? Păi uite, când mă uit este cât degetul meu mare. Îl prind așa, da? Uite așa, la baza degetului meu. Și aici jos, unde vine unghia, voi prinde un ac. Și voi prinde straturile între ele, astfel încât să mi se susțină. Și partea de sub și partea deasupra. Deci eu când mă uit aici deasupra, acu este, se vede. Da? Și mă uit și în față, cum mi se așează. Mă uit și din față, da? După care, în funcție de cum doresc, pot să mai fac o foldare de asta, da? În funcție de cum simt eu că pot să-mi fac mâneca, să-mi duc în sus mâneca. Da, uite, mi-am mai făcut o foldare și uite cum se schimbă. Da? Deci ține foarte mult de material. Materialul ăsta este mai rigid decât cel verde din prima mânecă. Aceea era organța subțire, asta este organța ceva, o taftă gen organța cu ape, da? Deci este groasă, uite cum se formează. Creează volum. Și vezi, aia era aerată, pe când asta face margini rotunjite. Și mă uit, îmi place ce se întâmplă în față? Îmi place. Îmi place ce se întâmplă în spate? Îmi place. Sunt de acord? Îl las așa. Și merg mai departe. Și mă uit, ce mai am eu de făcut aici? Mai am iarăși, pot să mai fac o foldare. Depinde de cum vreau eu. Dar, în principiu, cred că trebuie să începem să formăm acel trandafir prin răsucire. Deci luăm, uite așa, și ne luăm centrul ăsta și ne-l răsucim, uite, exact așa. Exact cum am face un trandafir din acela, din material. Și ne fixăm, uite așa. Mergem aici, în centru, și ne fixăm, uite, un ac. Și ne fixăm ăstea între ele. Da? Uite așa. Și uite cum s-a format. Deja are aici la centru un trandafir. Mă uit aici îmi place, mă uit și aici îmi place, da? Hai să mă uit dacă și din față îmi place. Ei, în față parcă ar trebui ăsta puțin mai rotunjit, da? Hai să vedem ce facem aici ca să-l aranjăm un pic. Poate mai trebuie să-l prindem, de exemplu, aici. Da? Să-l prindem între el. Ca să-mi stea mai ferm aici, în față. Și atunci găsesc aici și aici o pontătură, mai pun un ac, da? Și mai văd unde mai trebuie să pun acest să pontez. Uite, de exemplu, ăsta parcă e prea subuiat. Parcă trebuie mai adus înăuntru. Hai să-l mai aduc înăuntru, da? Îl duc acolo mai înăuntru. Uite, vezi? Îl duc mai înăuntru. Astfel încât să-mi se așeze frumos, da? Și uite cum s-a așezat mâneca. Deja asta este mâneca mea. Mă uit la ea. Îmi place? Îmi place. Mă uit aici. Îmi place sau nu-mi place? Dacă îmi place, o las așa. Dacă nu-mi place, mai lucrez la ea și până îmi place. Până îmi place ceea ce văd. Adică, când mă uit din lateral, să arate bine. Când mă uit din față, să arate bine. Când mă uit din spate, să arate bine. Da? Deci, ăsta este principiul la mine casă. Și acum ce fac? Iau o ață transparentă și încep să pontez. Uite așa, straturile între ele. Prima dată aici, a doua oară aici, pontez destul de bine ca să se fixeze. Pe urmă mă duc și mă uit. Mai am aici un bol, fixez aici, mai am aici un bol, fixez aici, mai am aici un bol, fixez aici. Îmi fixez peste tot în
astfel încât ăsta să-mi stea. Da? Deci să-mi stea deasupra. După care mă duc pe dedesubt și îmi iau ăsta, cum se numește, dublura aia, bag mâna așa și încep să prind în anumite puncte. Pun așa bolduri cu dublura și îmi prind în anumite puncte cu dublura. Uite pe aici, da? Astfel încât, uite pe aici, pe undeva în anumite poziții, astfel încât mâneca mea să fie fixată, deci randafirul, petalele între ele, în forma pe care o vreau, după care o prind și pe dedesubt, da? Și de ce mi-am făcut mâneca aceea mai scurtă? Uite, vezi cum se ridică șlițul ăsta? Eu dacă aveam o mânecă lungă, mi se vedea aici, nu era normal. Și pe mine ce mă interesează? Mă interesează ca mâneca mea, tot drapajul ăsta pe care l-am făcut eu, să se așeze frumos, da? Să fie cum vreau. Nu-mi place ce mi-a ieșit? Nu mă apuc să cos. Îl drapez de nu știu câte ori până îmi place. Da? Și după ce îmi place, încep și îmi pontez. Deci ăsta este, ăsta e drapajul în croitorie, în modă. Deci la drapaj aici suntem creativi, putem să creăm formă cum vrem. Da? Suntem niște creatori. Aici nu sunt neapărat reguli precise. Ce am făcut? Am făcut o mânecă care să-mi permite să fac un drapaj de genul ăsta. Am găsit o soluție pe dedesubt să susținem și să montăm mâneca asta. Ține de îndemânare și de talentul nostru cum îi dăm forma. De materialitate, deci ține și de materialitate, pe urmă ține și de cât suntem noi de inspirați să fixăm acest drapaj. Dar oricum, nu, până nu facem și desfacem, până ne place cum ies. După aceea, provocarea va fi la cealaltă mânecă. Când va trebui să lucrăm, să ne uităm cum am lucrat, tot timpul să ne uităm și la asta, și iarăși ne întoarcem și iarăși ne uităm, astfel încât mâneca cealaltă nu neapărat să-mi iasă identic, că nu o să-mi iasă niciodată identic, dar să fie asemănătoare. Da? Să arate aproximativ la fel. Astfel încât să nu te senzația că e dintr-un fil și asta altă din alt fil. Deci ăsta este cu drapajul acestei mâneci. Da? Și o să iasă foarte diferit în funcție de materialitate. În funcție de material.